care a trecut societatea reghiniană. Jurnal de reghin.ro, știri, rubrici utile sau reportaje, toate de interes local. Jurnal de reghin.ro, cel mai vizualizat site din Reghin. Jurnal de Reghin, aici se întâmplă, aici afli. Un proiect MX Media. Tu, ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scurt TV, singura emisiune realizată integral de liceenii reghineni în fiecare vineri seara la Dare din TV. Sunt Anca Făgăraș și voi fi gazda dumneavoastră, încercând să vă aduc puțină veselie în case, prin cântec și nu numai, alături de interpreți consacrați ai muzicii populare românești, cât și tinere talente ce vor duce mai departe tradiția și folclorul acestui popor. Dare din TV vă invită să deschidem împreună în fiecare seară de miercuri lada cu zestre, să redescoperim tradițiile și cântecele noastre autentice. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, se obișnuiește ca în multe gospodării să se taie porcul. Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș ne recomandă să nu trecem peste examenul trichineloscopic, care ne poate ajuta să evităm trichineloza, o boală care poate duce chiar la deces. Mai mult în cazul depistării acestei afecțiuni, proprietarul este despăgubit. Să nu uităm de examenul trichineloscopic. Acesta este îndemnul reprezentanților Direcției Sanitar-Veterinare pentru Siguranța Alimentară Mureș. Odată cu sosirea sărbătorilor se obișnuiește sacrificarea multor animale, iar consumul de carne infestată poate duce chiar la deces. Așadar, trebuie să acordăm o atenție deosebită analizei cărnii de porc. Medicii veterinari de liberă practică organizați conform legii sunt instruiți și sunt dotați cu materialele necesare pentru a efectua această analiză. Nu este obligatorie, dar dacă mă gândesc la familia mea și la copiii mei, aș spune că este obligatorie pentru sănătatea și siguranța familiei. Costul examenului trichineloscopic variază de la caz la caz. Taxa poate varia între 10 și 50 de lei. Un fapt îmbucurător este acela că în cazul depistării trichinelozei, proprietarul este despăgubit. Și aș mai atrage atenția asupra faptului că boala este inclusă în lista bolilor care se despăgubesc de la bugetul de stat și în caz că se identifică, se diagnostică trichineloza, se confirmă de laboratorul județean de la Târgu Mureș, se obține un buletin de analiză, se întocmește un dosar de despăgubire, este o comisie formată din 5 persoane care evaluează la valoarea pieței animalul și proprietarul practic în câteva săptămâni este despăgubit din bugetul de stat. Carnea de porc din unitățile autorizate este supusă examenului pentru depistarea trichinelozei, așadar în aceste cazuri nu ar trebui să existe riscuri de îmbolnăvire.
Toți deținătorii de păsări de curte trebuie să fie conștienți în legătură cu pericolul apariției virozelor majore în anotimpul rece. Potrivit autorităților locale, crescătorii de păsări trebuie și să faciliteze acțiunile de vaccinare a păsărilor de către medici. De asemenea, trebuie supravegheată starea de sănătate a păsărilor și limitată circulația acestora în perimetrul fermelor. Agenția Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a dispus intensificarea măsurilor de biosecuritate în fermele de păsări și monitorizarea stării de sănătate a efectivelor de păsări. Motivul îl constituie evoluția gripei aviare. Primăria Reghin comunică faptul că Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș aduce la cunoștința crescătorilor de păsări din municipiul Reghin că există pericolul apariției virozelor majore în anotimpul rece la păsările de curte. Trebuie știut faptul că medicii de liberă practică facilitează acțiunile de vaccinare a păsărilor, iar starea de sănătate a acestora trebuie supravegheată prin intermediul medicilor veterinari de liberă practică. Nu în ultimul rând, se recomandă ca circulația păsărilor de curte să fie limitată în perimetrele exploatațiilor. Atenție la ce postați pe internet, chiar și pe paginile personale din rețelele de socializare. S-a creat un precedent în justiția română prin hotărârea primită în aceste zile de un mureșan. Astfel, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins ca nefondat recursul unui fost director din Prefectura Mureș. Acesta a contestat o sancțiune primită de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din cauza unei postări pe pagina personală de Facebook. Abordăm acest subiect după ce aflăm de la Marcela German ce conține astăzi Jurnalul Economic. Bun găsit! Astăzi, la Jurnal Economic, aflați că România se numără printre țările cu cel mai ridicat cost al benzinei din lume, calculat în funcție de puterea de cumpărare. O altă știre este că producătorii de tutun au calculat un impact de scumpire a prețului unui pachet de țigări din categoria mai ieftină de circa 20, chiar 25 de bani, în funcție de nivelul accizei. Cu detalii vă aștept la Jurnalul Economic. Aviz celor care postează pe internet informații care aduc atingere imaginii altor persoane sau instituții. Tocmai s-a decis că profilul personal de Facebook, chiar dacă este accesibil unui număr restrâns de persoane, constituie spațiu public și nu privat, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Instituția a respins ca nefondat recursul unui fost director din Prefectura Mureș, care a contestat o sancțiune primită de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, din cauza unei postări pe pagina personală de Facebook. Instanța Supremă a pronunțat decizia irevocabilă pe 27 noiembrie. Cazul este o premieră în România, țară în care Facebook are peste 7 milioane de utilizatori. Vă amintim că anterior, Curtea de Apel Târgu Mureș a stabilit într-o cauză judecată în contencios administrativ în ianuarie 2013 că pagina de Facebook este spațiu public, nu privat. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării l-a sancționat pe fostul director de cabinet al Prefecturii de Mureș, Mircea Munteanu, pentru că în timpul protestelor împotriva guvernului Boc în 2012 a postat pe Facebook mesajul Arbecht macht frei, asta să înțeleagă protestatarii. El a fost amendat cu suma de 1000 de lei, pentru că fapta constituie o propagandă naționalistă care aduce atingere demnității umane și creează o atmosferă degradantă, umilitoare și ofensatoare, îndreptată împotriva grupului de protestatari. Problema restanțelor pentru naveta elevilor mureșeni din anul 2013 și-a găsit rezolvare în data de 3 decembrie, cel puțin în proporție de peste 70%. Suma de peste 2 milioane de lei a fost virată școlilor. Lichidarea sumei aferente navetei vine în sprijinul celor peste 2000 de elevi care fac naveta dinspre mediul rural în cel urban. Se achită sumele restante pentru naveta elevilor. În data de 3 decembrie, suma de 2.200.000 de lei s-a îndreptat către unitățile școlare pentru a ajunge la navetiști. Restanța a fost acumulată din cauza lipsei fondurilor guvernamentale la acea perioadă, însă livrarea de bani din această zi rezolvă problema în proporție de 70%. Acel an a rămas oarecum suspendat din lipsa fondurilor bugetare în anul 2013 și iată că acum suntem aproape în situația de a lichida în totalitate aceste datorii. În cursul zilei de astăzi, spre școli se îndreaptă 2.200.000 de roni care rezolvă peste 70% din
din restanțele pe care le avem, urmând să mai avem o restanță doar de 1.200.000.000, sumă care sperăm că va fi rezolvată și se va îndrepta spre școli cel târziu în luna ianuarie. Suma a fost livrată către unitățile școlare, de unde fiecare elev navetist va primi suma necesară într-un cont bancar. Acest lucru este valabil chiar și pentru absolvenți. Inclusiv elevii care, dacă au plecat din școală prin absolvind, spre exemplu, elevii de clasa 12 sau elevii de clasa 8 navetiști, ei vor beneficia de aceste sume, fie prin virarea sumelor în conturile bancare, sau dacă nu, școala îi contactează și vor veni să ridice numerarul aceste sume cel târziu până data de 13 decembrie. Statisticile spun că la nivelul județului Mureș există peste 2000 de elevi navetiști. Sunt luați în considerare cei care se deplasează dintr-o localitate în alta, respectiv din mediul rural spre mediul urban. Din nou pe podiumul unui concurs de interpretare, Dorina Iuliana Oprea și Bianca Adelina Pop, care s-au remarcat la emisiunea Concurs Pot să fiu o stea, realizată de Daregin TV, continuă să impresioneze prin vocea și talentul lor. Cele două reghinence au obținut premiul 2, respectiv mențiune, la festivalul Someșul în Cânt și Joc, organizat la Gher la duminică 29 noiembrie. Rezultatele obținute vin la scurt timp după succesul răsunător obținut la festivalul concurs Țara Cântecelor Mele, ediția 4, organizat în satul mureșan Seleuș. Avem detalii imediat. Reghinenii continuă să impresioneze juriul la fiecare concurs de interpretare a muzicii populare, înzestrați cu harul de a cânta și de a bucura sufletele spectatorilor cu vocile lor. Interpreții locali se întorc de fiecare dată cu premii de la concursurile la care participă. Așa se întâmplă cu Dorina Iuliana Oprea și Bianca Adelina Pop. Cele două verișoare au obținut un loc 2 și o mențiune la festivalul Someșul în Cântec și Joc, organizat în Gherla, duminică 29 noiembrie. O altă mențiune a fost obținută de Dorina Iuliana Oprea la festivalul din Sighișoara, desfășurat la o zi distanță după cel de la Gherla. Fetele au concurat la categoria 7-14 ani. A fost un concurs destul de frumos, a fost concurenți din toate colțurile țării, a fost concurență mare, dar uitați că am reușit și eu să iau acest premiu. Am participat cu melodia O să vii mama grădină și cu Batăjina de noroc, care mi-a scris-o domnul Cătălin Cioba, căruia îi mulțumesc. Fetele sunt foarte fericite că au avut ocazia de a participa și de a fi premiate la acest festival de la Gherla, ținând cont de numărul mare de concurenți prezenți. Doamne, cât mi-ar fi de dor să am aici și să zbor cu cule, să împrind lumea întreagă și să le fiu leacă dragă cu cule. Am participat la concursul din Gherla, care se numea Someșul în Cânt și Joc, unde am obținut mențiune. A fost concurență foarte mare, mai ales că am fost cea mai mică din grupa, care a fost 12-14 ani și a fost cea mai mică. Dar am luat și eu ceva. Și duminică am participat și la concursul din Sighișoara, unde am luat tot mențiune și pentru asta mă bucur, pentru că și acolo a fost concurență foarte, foarte mare. Nu mă așteptam să iau nici acest loc, dar dacă juriul așa a decis, așa să fie. Cele două tinere interprete de muzică populară au avut un an încărcat de concursuri și spectacole, iar pentru anul următor doresc să ia parte la și mai multe competiții la care să se evidențieze. Păi, mai multe concursuri, chiar și anul acesta a fost foarte aglomerat, și spectacole și festivaluri, dar să sperăm că și în anul 2015 să fie la fel. Bianca este câștigătoarea primului sezon al emisiunii Pot să fiu o stea, realizată de Daregin TV. Iuliana a obținut mențiune în cel de-al doilea sezon al aceleiași producții TV. Fica un nasture pentru relațiile cu cei din jur. Acesta este mesajul campaniei de luptă împotriva violenței lansate de Inspectoratul Județean de Poliție Mureș și Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii. Programul de informare și prevenire se intitulează 16 zile de activism împotriva violenței și are ca simbol nasturele. Școala gimnazială Alexandru Ceușianu din Reghin s-a alăturat campaniei prin eseurile scrise de elevi, dar și podoabele realizate din nasturi.
În Mureș se desfășoară campania de prevenire 16 zile de activism împotriva violenței. Aceasta este derulată de Inspectoratul Județean de Poliție Mureș și Institutul Esteuropean de Sănătate a Reproducerii. Scopul este creșterea gradului de conștientizare asupra formelor de manifestare a violenței și a consecințelor ei dramatice. Datorită mesajului și simbolului reprezentat de nasture, campania a devenit una dintre cele mai de succes derulate în ultimii ani. Școala gimnazială Alexandru Ceușanu din Reghin s-a alăturat activităților derulate. Noi ne-am implicat activ încă de la lansarea proiectului despre violență. Am participat la concursul de eseuri, iar gimnaziul nostru a fost singurul care a primit un premiu special. După festivitatea de premiere au fost lansate cele 16 zile de luptă împotriva violenței, iar ca simbol al campaniei a fost ales nasturele, cel care unește și cel care ține lucrurile împreună. Elevii din mai multe clase au creat podoabe din nasturi, felicitări și simboluri specifice sărbătorilor de iarnă. A fost felul lor de a arăta că sunt alături de autoritățile care luptă împotriva violenței. Copiii s-au implicat foarte activ în această activitate și au realizat diferite obiecte, broșe, coliere, brățări, inele din nasturi. Eu am realizat o scrisoare pentru părinți, știi, eu încă sunt mic și nu pot să mă ridic la așteptările și experiența ta. Pot, pentru a fi așa cum dorești să fiu, ajută-mă, povățuiește-mă și îndrumă-mă, explică-mi și motivează-mă. Tu ești modelul meu, vreau să fiu ca tine, dar pentru asta ai răbdare cu mine și iubește-mă. Deși violența este foarte prezentă în jurul nostru, nu toți au curajul să vorbească de ea. Iar această campanie lansată de Inspectoratul Județean de Poliție despre violență nu face decât să aducă în atenția noastră faptul că trebuie să vorbim despre acest fenomen și trebuie să luăm atitudine. Nu trebuie să acceptăm ca ceva normal. Campania se derulează între 25 noiembrie, considerată Ziua Internațională de Luptă împotriva Violenței asupra Femeii, și 10 decembrie, când se marchează Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Cu sufletul alături de nevoiași, elevii Liceului Tehnologic Lucian Blaga au organizat în data de 3 decembrie în incinta liceului un târg de iarnă în scop caritabil. Au fost expuse accesorii, îmbrăcăminte, cărți donate de elevi și profesori, mini-standuri în care cei mai talentați liceni și-au pus la încercare îndemânarea și cunoștințele lor în materie de pictură și coafor, standuri cu prăjituri și dulciuri tradiționale, totul pentru un scop caritabil. Banii colectați în urma târgului vor fi donați persoanelor nevoiașe. Avem amănunte după ce vorbim cu Crina Casoni despre tendințele previziunilor astrale pentru ziua de joi. Elevii Liceului Tehnologic Lucian Blaga au organizat în data de 3 decembrie în incinta liceului un târg de iarnă în scop caritabil. La activitate au fost expuse diferite produse, prăjituri, dulciuri făcute chiar de elevi, îmbrăcăminte, cărți, toate donate de elevi și profesori, mini-standuri cu diferite servicii, cum ar fi de coafor sau machiaj. Pentru toate acestea, cei prezenți la târg au plătit sume cuprinse între 1 leu și 5 lei. Banii astfel obținuți vor fi donați persoanelor nevoiașe, iar produsele nevândute vor fi făcute cadou cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae. Avem bucuria de a desfășura târgul de Crăciun, tradiționalul târg de Crăciun la noi, la Liceul Tehnologic Lucian Blaga. Este a 5-a ediție, este o ocazie minunată de a face ceva pentru comunitate, în cazul de fapt pentru Liceul Tehnologic Lucian Blaga, dar extindem comunitatea la comunitatea din Reghin, pentru că tot ce vindem la tradiționalul târg de Crăciun, vom face pachetele și va veni Moș Nicolae și Moș Crăciun la oamenii nevoiași. Mă refer aici la copii, la persoane vârstnice, inclusiv și la familii care au nevoie de ajutor. Tradiționalul târg de Crăciun este organizat la inițiativa doamnei Drescan și a mea, având în vedere că școala noastră face parte din Strategia Națională de Acțiune Comunitară, acum 5 ani,
am zis, haideți să facem târg de Crăciun. Dar, cum știți, ca de obicei, nu pot să facă târg de Crăciun doi profesori sau doi adulți. Avem nevoie de voluntari și am răspândit vestea că dorim să facem un târg de Crăciun la nivel de școală și elevii noștri, dar atât și profesorii, colegi sau personalul non-didactic au fost foarte deschis la idee și astfel, împreună cu clasa organizatoare actualul 11C, dar cu toți voluntarii din liceu, am reușit și anul acesta, cu ocazia a 3 decembrie, imediat vine Moș Nicolae, nu în 5 decembrie, să facem târgul de Crăciun. Cum, deci în urmă cu 5 ani am început această tradiție, atunci în cadrul unui proiect pentru, în cadrul Salvați Copiii, deci un proiect internațional până la urmă, și ni s-a părut o idee foarte bună și copiilor le-a plăcut. Eu cred că trebuie să învățăm să fim mai implicați, să participăm în tot felul de activități de voluntariat, pe lângă faptul că, desigur, sunt oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Cum asimilează copiii această inițiativă? Copiilor le place foarte mult. Până la urmă nu mai știu câte copii sunt, că totuși sunt adolescenți și unii deja au 18 ani. Tocmai de aceea cred că trebuie să se implice mai mult și o fac cu mare plăcere. Păi, la noi la târg veți vedea donații primite de la elevi care se pun în vânzare, jocuri făcute de către colegii mei și, bineînțeles, dulciuri, mâncare. Este o acțiune foarte bună, deoarece se strâng și multe donații și se strâng și multă lume vedem că are inițiativă în chestia asta. Moș Nicolae astăzi a venit aici să observe, să stea, să vadă cum se descurcă acești organizatori, să vadă cum se descurcă elevii clasei 11-a cu târgul de Crăciun. De asemenea, a venit să le dea și o mână de ajutor, a venit să promoveze acest târg de Crăciun, să adune lume, să facă totul mai interesant și mai plăcut, o atmosferă cât mai primitoare pentru toți cei care vin și cumpără. Arfe, haine, jucării, cărți. Cui aparțin aceste lucruri? Elevilor din această școală, fiecare a făcut donații, lucruri care, de care nu mai aveau nevoie sau chiar de care aveau nevoie, dar trebuie să le dea. Eu aici am decis să fac unghii pentru fetele care doresc asta și prețul începe de la 3 lei. Aici avem standul jocurilor, în acest joc trebuie să dai un leu și primești 3 încercări. Trebuie să încerci să dai cu o minge în una dintre cele 4 găuri. Dacă dai în gaura roșie, primești un voucher de 1 leu cu care poți să-ți iei de mâncare. Iar dacă dai cu mingea în una dintre cele 2 găuri albastre, primești un voucher de 50 de bani și cu acelea poți să-ți iei de mâncare sau orice altceva. Academicianul Ovidiu Bojor a atins venerabila vârstă de 90 de ani. Reghineanul, considerat inventatorul fitoterapiei moderne în România, este demn de premiul Nobel, în opinia specialiștilor. Reghinul i-a recunoscut și apreciat activitatea încă din 2003, când a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului. Este cel mai renumit reghinean din lumea medicală românească, cu un CV impresionant. Academicianul Ovidiu Bojor a împlinit recent venerabila vârstă de 90 de ani. Vorbim aici de unul dintre românii demn de premiul Nobel, în opinia specialiștilor. Este doctor în farmacie, inventatorul fitoterapiei moderne în România. Este membru al Academiei de Științe Medicale, membru al Academiei de Arte și Științe din SUA și al Academiei Daco Române. În anul 2004 a fondat Centrul de Studii pentru Științe de Graniță. Din anul 2003 este cetățean de onoare al municipiului Reghin. Profesorul Ovidiu Bojor s-a născut la 1 noiembrie 1924. De natură s-a legat de mic pe când cutreiera pădurile alături de tatăl său, profesor de științele ale naturii. A început școala la Târgu Mureș, iar studiile preuniversitare le-a încheiat la Caransebeș. A absolvit Institutul de Medicină și Farmacie București, Facultatea de Farmacie și este doctor în farmacie din anul 1968. A publicat 25 de tratate de specialitate și peste 200 de lucrări științifice. Rebelul fără pauză, Ovidiu Bojor, s-a ocupat de cartarea florilor medicinale din Carpați timp de 25 de ani, iar metodologia elaborată a fost adoptată de către Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială pentru țările în curs de dezvoltare. A condus 4 expediții științifice pentru exploatarea florei medicinale din Himalaya și a avut misiuni exploratorii în Afganistan, Ruanda, Uganda, Burundi și Botswana. 35 de brevete stau mărturie asupra faptului că Ovidiu Bojor a căutat să ajute omenirea cu ajutorul plantelor. Reghinul i-a recunoscut și apreciat activitatea încă din anul 2003, când a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului.
Securitatea națională reprezintă subiectul rubricii Destin și istorie din cadrul jurnalului de sâmbătă, 6 decembrie. Profesorul Ioan Costea vă așteaptă cu informații despre acest serviciu înființat la data de 30 august 1948. Abordăm acest subiect după ce facem o oprire la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Joi, cerul va fi senin. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 3 grade Celsius, în timp ce în Târgu Mureș va ajunge la 4. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Nu trebuie să ratați rubrica Destin și istorie de sâmbătă 6 decembrie în cadrul jurnalului de Reghin. Istoricul Ioan Costea vine cu informații despre securitatea națională. La fel ca în alte țări, și în România a existat un serviciu special de informare condus de una dintre marile personalități ale vremii, în persoana lui Eugen Cristescu. Acesta a fost arestat în 1944, după 23 august, a fost trimis în judecată. Se pare că a fost condamnat la moarte și executat, numai că el mai apare după condamnare mulți ani de zile, ceea ce se trage concluzia că acesta ar fi fost protejat pentru că, iată, se pare că a pus la dispoziția statului român lista spionilor englezi de care s-a folosit comandamentul armatei sovietice în operațiile militare pe care le-a avut. Serviciul secret român din acea vreme se ocupa de contracararea spionajului maghiar, acelui bulgar, dar și de cele 11 servicii de spionaj german care acționau în România, dintre care doar două funcționau în legalitate. Serviciul român de informații sau securitatea statului a fost preluată după 23 august de către Teohari Georgescu și s-a înființat primele detașamente după modelul NKVD-ului, adică a brigăzilor mobile de tip spionaj sovietic, care pe parcurs, când această divizie de spionaj sovietic s-a desființat și a devenit KGB, majoritatea conducătorilor securității românești au fost KGB-iști. Istoricul continuă să dea detalii despre acest subiect, informând faptul că securitatea a fost înființată la data de 30 august 1948. Profesorul Ioan Costea vine cu detalii despre conducătorii serviciului de informații care funcționa până la acea dată sub forma de detașamente de securitate după modelul sovietic. Direcția aceasta generală a securității poporului, cum și-a spus ea, a fost subordonată lui Boris Grunberg, adică a lui Nikolski, cunoscută personalitate ai securității, apoi director executiv și apoi director general al securității, a fost unul așa zis Gheorghe Pintilie sau Pantiușca, alias Pantelemon Bondarchenko, și ăsta a venit din Uniunea Sovietică și toți care au venit din Uniunea Sovietică, în majoritate, dacă nu chiar toți, au fost ofițeri KGB sau au fost de etnie evreiască, care au condus, iată, securitatea românească. Cu siguranță v-am făcut curioși, motiv pentru care vă invităm să aflați detalii despre acest subiect sâmbătă 6 decembrie la rubrica Destin și istorie, realizată de profesorul Ioan Costea și difuzată în cadrul jurnalului de Reghin, începând cu ora 18. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost știrea despre accidentul produs lângă localitatea Vălenii de Mureș. Pe locul 2, ca număr de vizionări, s-a aflat informația că școala gimnazială Alexandru Ceușanu va organiza un spectacol caritabil. Pe locul 3, în topul audienței, regăsim materialul despre avansările în grad în rândul pompierilor reghineni. Pe pagina de Facebook Dareghin TV, cea mai accesată a fost tot știrea despre accidentul rutier produs pe DN15E578. Știrea despre spectacolul caritabil care va fi organizat de școala Alexandru Ceușanu a fost pe locul 2, iar pe locul 3 se află informația despre avansările în grad înainte de termen în rândul pompierilor. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV.
Rămâneți alături de Dareghin TV. Miercuri 3 decembrie de la ora 19, Anca Făgăraș vă așteaptă cu o nouă ediție a emisiunii de folclor Lada cu Zestre. De la ora 21, nu ratați emisiunea Șahmat cu Ovidiu Ilisan, în care îl are invitat pe prefectul județului Mureș, dr. Vasile Liviu Oprea. Joi 4 decembrie de la ora 17, Reginul în direct realizat de Ghiță Zileriu îl are invitat pe instructorul Florin Dogaru. Subiectul este calea spre corp ideal. De la ora 19 puteți revedea emisiunea Reghin Exclusiv, cu invitații profesor Ioan Crișan, artizan Viorica Hărșan și dr. Iuliu Moldovan. Joi de la ora 21 urmăriți Dar Rustic cu Maria Neag și invitații săi, Mihaela și Ciprian Istrate. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în continuare Jurnalul Economic și Cursul Valutar, Jurnalul de Astre și știrile din sport, iar la final vom avea și prognoza meteo. Mie mai rămâne doar să vă doresc o seară frumoasă. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Urmează să moară în maternități anul acesta, ca și anul trecut. Donează 2 euro prin SMS la 8833 pentru dotarea maternităților prin Salvați Copiii. Căsuța cu bile, spațiu de joacă, zile de naștere și petreceri pentru copii. Trampolină, piscină cu bile, tobogan, structuri modulare și multe altele într-o mare de veselie și distracție. De luni până vineri, între orele 15-20, sâmbătă, între orele 10-20, duminică, între orele 12-20. Rezervări la telefon 0740 894 082. Reghin, strada Mihai Eminescu, numărul 20. Căsuța cu bile. Spălare, covoare, cuperie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore, în uscătorie profesională, la doar 5 lei metru pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara. Reghin, strada Izvorului, numărul 11. În drumul tău contează pe noi. Motel Restaurant Silva. Șoseaua Reghin, Târgu Mureș, Comuna Ernei. Organizăm nunți, evenimente, mese festive, conferințe. Condiții de cazare la standarde europene. Telefon 0265 335 38 sau 0732 141 757. Motel Restaurant Silver. Rafinament, eleganță și bun gust. Florăria Flamingo, din nou pentru tine. Vrei să-ți înveselești viața sau să faci o bucurie cuiva drag? Florăria Flamingo este soluția ideală. Florăria Flamingo, acum încă o nouă locație.
Pandurilor, numărul 11, Cartier Libertății, bloc 2 parter și galeriile Kaufland. Preluări, comenzi telefonice și livrări la domiciliu, Florăria Flamingo. Adevărații maestri ai bunului gust. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. A fost răpită o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.daregintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Găsit la Jurnal Economic. România se numără printre țările cu cel mai ridicat cost al benzinei din lume, calculat în funcție de puterea de cumpărare. Se situează pe locul 11 după ponderea costului unui galon de benzină în venitul mediu zilnic, potrivit unui studiu efectuat pentru 61 de țări. Un galon de benzină premium, adică circa 4 litri, costă 4,92 de euro, în timp ce venitul mediu zilnic este de 28 de dolari. Astfel, pentru cumpărarea a aproape 4 litri de benzină, un român trebuie să plătească 22,04% din venitul mediu pe zi. În ceea ce privește prețul litrului de benzină, acesta se situează la 1,3 euro, scăzând cu 17% în ultimele 6 luni în România. Astfel, țara noastră se clasează pe locul 29 în rândul țărilor luate în considerare de analiza efectuată. Topul țărilor cu cele mai mari prețuri la benzină este condus de Norvegia. Ne putem aștepta la scumpirea țigaretelor. Finanțele au informat recent producătorii de tutun că de la 1 aprilie anul viitor va scădea acciza ad valorem de la 18% la 14%, deși ar fi trebuit ajustată doar cu un punct procentual, potrivit calendarului convenit cu Comisia Europeană, iar nivelul propus trebuie atins abia în 2018, la finalul calendarului. Totodată, reprezentanții ministerului au anunțat companiile că se va aplica în principiu un curs de schimb de 4,73 de lei pe euro la nivelul din acest an, dar nu au exclus indexarea cu rata inflației în urma negocierilor cu FMI și Comisia Europeană. Ca urmare a anunțului făcut, producătorii din domeniu au calculat un impact de scumpire a prețului unui pachet de țigări din categoria mai ieftină de circa 20, chiar 25 de bani, în funcție de nivelul accizei. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!
Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei 41 de bani, un dolar american s-a vândut cu 3 lei 61 de bani, un franc elvețian a fost vândut la ghișeie cu 3 lei 72 de bani, o liră sterlină a fost la vânzare 5 lei 60 de bani, iar pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu 46 de bani. De asemenea, astăzi la ghișeie s-a cumpărat un euro cu 4 lei 38 de bani, un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei 53 de bani, francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei 63 de bani, o liră sterlină a costat la cumpărare 5 lei 51 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari, casele de schimb valutar au plătit 1 leu 42 de bani. Potrivit BNR, gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 138 de lei 84 de bani. Noastră cea frumoasă scoate capul pe fereastră și fereastra e mândătare, că e de firmă, nu-i de oricare. În 7 zile a fost montată și are calitatea garantată. De unde o fi, mă întreb eu? Oare o fi de la Pavio? Mi-ai vizitat? Ai comandat? Pavio te-a premiat. No, ți-a auzit? Și mi-a luat de la noi de 2000 de lei, o să câștigi o grămadă de premii, să trage la sorți. No, nu mai zăbori. Detalii magazinului nostru de prezentare din Reghin. Pavio, Reghin, strada Iernuței, numărul 138. Ferestre mândre din Ardeal, mă, de la Pavio. No, no, haideți repede! Farmacia veterinară ProVet. De 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar. Hrană și accesorii pentru animale de companie. Furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie. Produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845. Northern Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi. Toate sub același acoperiș, Northern Lor asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere.
Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Este simplu să judeci după aparențe. Este și mai simplu să condamn. Să fii exploatată sexual nu este o alegere. Nu este o plăcere. Violență, șantaj, amenințări cu moartea, sechestrare sunt doar cuvinte brutale pentru noi, dar pentru aceste femei sunt realitatea de zi cu zi. Și voi, cele care sunteți în căutarea unui loc de muncă în străinătate, puteți să vă informați înainte să fie prea târziu. Victima traficului de persoane poți fi chiar tu. Nu te lăsa păcălită. Târziu și jumătate. Hai. Băi, ce-ai? Ați terminat? Nu. S-am pus un sandwich. Da, am plecat la serviciu, vă pup. Pa. Dacă sunteți cu mine diseară când vin, vă aduc ceva bun. Serviciu jumătate. Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și E.ON România. Prea rebel să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Continuăm previziunile astrale pentru joi. Balanță. Nu este exclus să aveți discuții în familie din cauza unor probleme financiare. Puteți evita o situație neplăcută dacă țineți cont și de dorințele celorlalți. Ar fi bine să acordați mai mult timp odihnei, Scorpion. Astăzi nu sunteți prea comunicativ și ar fi bine să amânați toate întâlnirile. Nu vă ocupați de probleme importante care necesită o bună capacitate de comunicare. Săgetător. S-ar putea să fiți nevoit să luați o decizie dificilă cu privire la asocierea într-o afacere. Sfaturile unei persoane cu experiență vă ajută să înțelegeți că avantajele financiare nu justifică timpul pierdut. Capricorn. S-ar putea să întâmpinați dificultăți în relațiile sociale și să fiți atras într-un conflict. Vă recomandăm să evitați certurile. Ar fi bine să acceptați ajutorul prietenilor și al familiei dacă vreți să terminați cu bine ce v-ați propus. Vărsător. Dimineața s-ar putea să fiți confuz din cauza unor probleme de natură sentimentală și să vă concentrați mai greu. Puteți câștiga sume mici din colaborări, dar vă sfătuim să fiți prudent. Pești. Vă treziți cu o stare de nervozitate nejustificată și este posibil să aveți reacții necontrolate față de cei apropiați. Riscați să jigniți o femeie și să vă pară rău mai târziu. Spre seară luați o decizie corectă în privința unei călătorii. Acestea au fost previziunile astrale pentru joi. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Găsit la știrile din sport. Antrenorii emeriți de lupte libere au fost și în acest an comemorați printr-un concurs devenit deja tradiție. Memorialul antrenorilor organizat de Clubul Sportiv Mureșul, ajuns la cea de-a 22-a ediție, a fost unul de bun augur pentru sportivii regineni de la CSS, care au obținut 11 medalii la diferite categorii.
Concursul internațional de lupte libere, Memorialul Antrenorilor, găzduit weekendul trecut de Sala Sporturilor din Târgu Mureș, a fost unul de excepție pentru sportivii legitimați la CSS Reghin. La concurs au participat în jur de 300 de sportivi de la 15 cluburi din județele Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș și două echipe din Ungaria. Cu un efectiv de 20 de jucători în componență, reghinenii au obținut 11 medalii în urma unor meciuri excelente ale elevilor antrenați de Pereș Micloș. Clubul sportiv școlar Reghin a participat cu o delegație de 20 de sportivi la diferite categorii de vârstă și greutate. Am obținut 11 medalii dintre luptătorii reghinieni care au ieșit în evidență și au făcut meciuri foarte frumoase. L-aș aminti pe Păcurar Andrei, care a obținut locul întâi la categoria 25 de kilograme, pe Biblia Robert, care a obținut locul 2 la categoria 27 de kilograme, Tomaș David, locul 1 la categoria 29 de kilograme și Simon Zoltan, locul 1 la categoria 65 de kilograme. Reghinenii premiați la Memorialul Antrenorilor au fost Păcurar Andrei, locul 1, categoria 25 de kilograme, Biblio Robert, locul 2, categoria 27 de kilograme, Tomaș David, locul 1, categoria 29 de kilograme și Simon Zoltan, locul 1, la categoria 65 de kilograme. Pentru sportivii de la CSS Reghin urmează un nou campionat internațional de lupte libere în data de 13 decembrie la Sighișoara. Sportivii speră să se întoarcă cu rezultate bune pe măsura antrenamentelor care se derulează în ultima perioadă în condiții mult mai bune. Asta datorită primăriei Reghin, care a investit în renovarea sălii de lupte libere din incinta Liceului Tehnologic Lucian Blaga. ASEA Târgu Mureș primește vizita Petrolului Ploiești. Joi, ora 18, pe stadionul Transil din Târgu Mureș. Partida contează pentru sferturile de finală ale Cupei României la fotbal. Meciul contra Lupilor Galbeni vine ca o revanșă pentru mureșeni după înfrângerea cu 2-0 din campionat. ASEA Târgu Mureș dorește să-și păstreze seria de invincibilitate pe teren propriu și contra ploieștenilor lui Gheorghe Mulțescu. Cu o victorie împotriva Lupilor Galbeni, ASEA se califică în premieră în careul de ași al competiției. Meciul din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal vine cu o revanșă pentru elevii lui Cristi Pustai, învinși în urmă cu două etape chiar pe stadionul Ilie Oană, cu 2-0 prin golurile marcate de Albin și Gerardo Alves. Biletele pentru acest meci s-au pus în vânzare miercuri 3 decembrie, începând cu ora 16:30. În ziua meciului, caseria stadionului Transil va fi deschisă între orele 14 și 18. Prețul unui bilet de intrare este de 5 lei, iar abonații clubului au intrare gratuită. Thank you.
Bine v-am regăsit! Joi cerul va fi deschis.